mult să văd atâta lume frumoasă, colegi, surori, frați, în efortul nostru de reformă Restart. Mersi foarte mult că ați dat curs în invitații. Vă mulțumesc foarte mult că ați sprijinit efortul ăsta foarte important și mersi mult și colegilor din media care au dat curs invitației noastre. Noi am spus de mai multe ori în cadrul reformei Restart, o reformă care își propune o schimbare radicală a sistemului de asistență socială în Republica Moldova, o reformă care își propune să-și îmbunătățească accesul și calitatea intervențiilor noastre pentru cei mai vulnerabili, adulți, copii, pentru familii care se află în situații de criză. Și spuneam de mai multe ori că miza noastră de bază este să facem investiții în prima linie. Investiții care au lipsit cu desăvârșire mulți ani la rând și fără a împuternici colegile și colegii noștri din prima linie, nimic nu o să ne reușească. Eu vreau încă o dată să reiterez faptul că eu sunt un ministru extrem de mândru și norocos să am colegi și colegi cu, cum spunem noi, cu empatia la plus infinit, care zi de zi se luptă pentru interesele beneficiarilor lor, zi de zi se confruntă cu probleme ale celor mai vulnerabili din comunitate și din societate și în fiecare zi, cu demnitate, cu fruntea în sus, își fac o muncă extrem de onestă și eu de fiecare dată le sunt recunoscător și încerc să învăț din curajul de care dau dovadă în fiecare zi. Un element foarte important atunci când vorbim de intervențiile din asistența socială este că, în esență, vorbim de relații, da? Interacțiune dintre asistent social, lucrător social, specialist în protecția copilului, cu cineva care se află într-o situație dificilă. Calitatea acestei intervenții depinde de abilitățile, cunoștințele colegilor noștri. Și un element foarte important pe care noi vrem să-l îmbunătățim se referă anume la cum noi ajutăm colegii noștri din prima linie să devină și mai buni, și mai eficienți, și mai integri. În esență, avem 15.000 de persoane care, inclusiv cu personalul auxiliar, care zi de zi și în special în ultimii 4 ani ne-au ajutat să facem față la foarte multe crize și șocuri, începând cu COVID, criza refugiaților, criza energetică. Vreau să vă readuc aminte că în ultima iterație a programului de compensații, colegii noștri din prima linie au ajutat să înregistrăm în sistem aproximativ 400.000 de gospodării. Asta în timp ce trebuia să fac față la probleme legate de protecția copilului, violența asupra femeilor, distribuția de ajutoare umanitare, management de caz, referirea la alte servicii și așa mai departe. Noi, la moment, nu avem un cadru clar de dezvoltare a resurselor umane. Noi trebuie să înțelegem că, în medie, dacă ne uităm la cifrele din ultimii ani, în medie undeva 15% din colegii și colegii noastre pleacă din sistem. Deci este un sistem destul de... este supus unor șocuri în fiecare an. Munca este destul de dificilă și, cu siguranță, remunerarea nu este pe măsura
responsabilității și efortului pe care îl depun. Și atunci trebuie să avem un sistem de resurse umane, de dezvoltare resurselor umane, care poate foarte ușor să absorbă situații în care cineva pleacă, trebuie să recrutezi o persoană nouă, să oferi formare profesională la început de contract de muncă, pe parcursul avansării în carieră. Deci noi nu avem aceste lucruri. Noi nu avem o claritate pe care sunt competențele de bază pe care noi trebuie să le dezvoltăm. Noi nu avem claritate despre nivelul de dezvoltare a competențelor în sistem. Spre exemplu, câți colegi de-a noștri din raionul, nu știu, Ungheni au competențe digitale de bază? Câți colegi de-a noștri din regiunea de nord cunosc cum să administreze adecvat managementul de caz? Noi nu cunoaștem acest lucru. Mai mult, noi, chiar dacă am cunoaște acest lucru, nu avem capacitatea să livrăm formare profesională, fie că inițială, fie că continuă. Pentru că, spre exemplu, comparativ cu alte sisteme, fie că vorbim de sistemul de afaceri interne, sistemul educațional, sistemul de ocrotire în domeniul sănătății, noi nu avem un centru de formare profesional, nu avem institute de formare profesională, nu avem academii. Deci nu avem acest palier instituțional în care colegii noștri, într-un mod sistematic, în fiecare an, pot să vină să-și dezvolte competențele și să deprindă competențe noi. Deci noi tot lucrul acesta trebuie să-l construim de la zero. Mai mult, noi, prin reforma Restart, prin restructurările pe care le-am făcut, am creat o clasă nouă de manageri, mai bine zis, managere. Și aici, în sală, am colegile mele, care sunt directoarele agențiilor teritoriale de asistență socială, și cumva am creat o responsabilitate nouă, cum să implementăm programe în domeniul asistenței sociale, cum să măsurăm calitatea intervenției noastre. Acum 2 săptămâni, echipa Ministerului a reușit să aplice la 2 programe cu finanțarea fondurilor europene și noi acest lucru o să devină de fapt o realitate și noi în acest domeniu trebuie să dezvoltăm aceste competențe de management a proiectelor, limba engleză foarte important, integrare europeană, da? Deci inclusiv efortul nostru de integrare europeană determină noi nevoi de formare profesională. Și un alt aspect foarte important este că în acest domeniu nu avem o perspectivă clară, noi nu oferim colegilor noștri o perspectivă clară să rămână, să devină mai buni, mai integre, să devină și mai dâși în lupta lor pentru interesele beneficiarilor. Toate aceste lucruri noi ne-am propus să le rectificăm în cadrul reformei Restart și astăzi, în esență, lansăm acest laborator de învățare Restart, pentru că atât timp cât nu avem acel institut, acea academie, acel centru de formare, ceea ce ne-am gândit noi este că o să ne adunăm toți grămăjoară și o să suplinim această lipsă de capacitate până noi o creăm pe intern. Avem aici prezente 21 de organizații partenere strategice ale Ministerului, ale Guvernului, care ne-au ajutat pe parcursul elaborării și implementării reformei Restart și aceste organizații s-au angajat plenar să dezvolte programe de formare profesională pentru diferiți specialiști în domeniul asistenței sociale. La moment avem aproximativ 111 tipuri de specialiști. Noi ne propunem ca până la sfârșitul anului 2025
să cuprindem în instruiri cel puțin 10.000 de colegi de-ai noștri, colegi și colege. Până la sfârșitul anului 2024 ne propunem să ajungem la 6.000 de colegi și colege și vreau să spun că până acum, până la momentul actual, am ajuns, am putut să ne consolidăm eforturile noastre, să ne coordonăm pe interior pentru a oferi programe destul de calitative pentru aproximativ 4.000 de colegi. Deci este o investiție destul de substanțială în formarea profesională. Toată experiența din Republica Moldova, noi am avut programe pilot în care am putut vedea că atunci când avem investiții în formare de capacități, calitatea intervențiilor este mult mai bună. Deci, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție, pentru parteneriatul pe care îl avem. Deci, în cadrul acestui laborator de învățare vom crea programe, curricule, vom dezvolta competențele în interiorul sistemului. Deci, noi în cadrul Ministerului avem un serviciu care este dedicat anume dezvoltării resurselor umane. În fiecare agenție teritorială avem specialiști care vor lucra și își vor axa activitatea pe formarea profesională și dezvoltarea competenților. Deci noi vom absorbi această competență și experiență de la dumneavoastră. Mai mult o să avem și un program ambițios de creare de module online pentru ca să putem asigura cât mai multă instruire la un spectru cât mai larg de colegi de-ai noștri. Deci asta ne propunem să facem în acest laborator de învățare Restart. Astăzi, aceste 21 de organizații, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vor semna un angajament prin care urmează să ne coordonăm reciproc, să mobilizăm resurse și să ajungem la acea țintă de 10.000 de colegi și colegi ai noștri care au reușit să-și dezvolte abilități cheie prin aceste programe de instruire. Asta este ceea ce am vrut să comunic. Acum aș vrea să ofer cuvântul câțorva colegi care sunt prezenți aici, după care vom semna acest angajament și după care rugămintea mea este să rămânem să discutăm un pic. Acum aș vrea să rog pe buna noastră colegă, Mariana Ianachevici, care este directoară la AVE Copii, să vină cu o intervenție. Mariana, te rog. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă spun că mă copleșesc anumite emoții, în primul și în primul rând pentru că reprezint o organizație cu tradiții în Republica Moldova, Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copii, care am făcut puțin deja peste 30 de ani și înțeleg că această invitație și acest parteneriat la care suntem parte, înțeleg, cel puțin noi îl înțelegem și îl percepem, drept o recunoaștere a capacităților noastre și a eforturilor noastre și nu în ultimul rând drept o recunoaștere a profesionalismului. În spatele meu aici, deși ocup un loc atât de mic, am 104 colegi. 104 colegi, dintre care cel puțin 5 suntem formatori în protecția copilului. Subliniez acest lucru, sunt cei 5 formatori, sunt partea echipei, sunt oameni care lucrează zilnic în AVE Copii și cu echipa de la AVE Copii și care susțin autoritățile și colegii noștri din teritoriu. Înțelegem perfect că o reformă necesită nu doar îndrăzneală și bani, necesită și oameni care sunt cel puțin gata să înceapă ieri
Nu astăzi și nu mâine, dar ieri. Înțelegem că într-o țară afectată de migrație și într-o țară atât de mică, este foarte greu să găsești acești oameni și înțelegem de ce statul astăzi a început cu ce are. Asta înseamnă un efort colosal pentru capacitare, un efort de care va fi nevoie nu doar până la sfârșitul acestui an, dar și o perioadă îndelungată. În același timp, trebuie să spun că zilele acestea mă simt exact ca în primele zile, atunci când au fost angajați primii asistenți sociali comunitari. Am exact aceeași senzație și am exact aceeași imagine. Diferența însă este că acei asistenți sociali care au venit pentru prima dată în sistem, care trebuie percepuți ca niște eroi, au venit fără școală. Nu au avut școală de asistență socială. Unii din ei nu au avut nici studii superioare. Unii au venit din domeniul pedagogic. Alții aveau studii care nici de cum nu conectau, nu se auzeau, între ghilimele, cu sistemul de asistență socială. Dar au avut curajul să vină într-un sistem total nou, să pună umărul și să-l construiască împreună. Astăzi însă, cel puțin specialiștii în protecția drepturilor copilului sunt oameni care au studii superioare. Și asta este, de fapt, o rezervă pe care putem să contăm. Acum, noi am reușit până la ziua de astăzi să finalizăm două sesiuni deja cu cel puțin 124 de persoane care până acum au fost angajate din specialiștii locali în protecția drepturilor copilului. Angajamentul nostru este însă pentru 150 de specialiști în protecția drepturilor copilului, 150 de asistenți sociali nou angajați în sistem și, bineînțeles, să reușim să captăm atenția și să facem un pic de îmbunătățire, reînnoire de cunoștințe și de abilități pentru specialiști. Noi mai avem specialiști locali în protecția drepturilor copilului care au fost angajați în primării și care, de fapt, sunt subordonați la nivel local și nu în ultimul rând mai avem o serie de manageri în agențiile teritoriale de asistență socială care, de fapt, vor prelua în viitor acest rol de suport metodologic. Trebuie să spun că în spatele acestui efort de puțin peste 400, mă uit la cifra de 10.000 sus până la 2025, acest efort de puțin peste 420 de persoane nu este doar efortul AVE Copii. În primul rând este un efort de coordonare și cred că acest cuvânt banal pe care îl folosim zilnic trebuie să aibă în spate și să poartă această conotație de acțiune. O coordonare înseamnă în permanență un răspuns, un răspuns și un angajament pe care trebuie, atâta timp cât ne l-am asumat, trebuie să-l urmăm. O coordonare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și nu în ultimul rând o coordonare cu partenerii noștri. Trebuie să zic că, o glumă fiind în oficiul nostru, banca AVE Copii nu este atât de bogată și contăm foarte mult pe infuzia partenerilor. Și avem în acest efort parteneri pe echipa de la UNICEF, echipa de la UNHCR și nu în ultimul rând de la plan internațional, care în afară de suportul metodologic au avut și curajul să ne încredințeze acel suport financiar care vine în susținerea acestui efort de instruire. În afară de coordonare, există un lucru enorm care urmează să fie făcut, un lucru care va asigura continuitatea acestor investiții. Astăzi suntem 21 de oameni, 21 de entități prezente aici, care facem investiții enorme, care cifrează la milioane. Aceste milioane ar trebui să-și aibă un impact. Impactul nu se asigură doar printr-o sesiune de instruire sau două sesiuni sau 80 de ore de instruire. Impactul este ceea ce va urma. Cum îi vom susține mai departe pe toți acești oameni? Ce am văzut din provocări până astăzi? 1. Avem foarte mult de lucru la capitolul intervenții bazate pe drepturi. Noi reacționăm
și spun asta, subliniez asta, noi reacționăm de obicei și atunci când vorbim de un caz individual și atunci când vorbim la nivel de o intervenție de sistem, la nivel de o unitate administrativă, dar nu avem lucrurile planificate și nu acționăm dintr-o perspectivă a protecției drepturilor. Pe de altă parte, va fi o surpriză poate pentru cineva prezent aici, noi avem o problemă de violență bazată pe gen, pe care trebuie să o discutăm și care trebuie adresată nu doar la nivelul beneficiarului simplu, la nivelul specialiștilor. În sistem, astăzi, majoritatea sunt femei. Asta am văzut din mai, din aprilie, de când am început cursurile și până astăzi. La fiecare grup, în fiecare sesiune, întâlnim câte un caz sau câte două. Și este o chestie foarte importantă. Aceste femei sunt o valoare inestimabilă. Vin cu o practică enormă, dar ele trebuie și ele protejate. Și nu în ultimul rând, avem de adresat o problemă. Vorbesc din perspectiva dimensiunii de protecție a copilului, o problemă de cooperare intersectorială. Și cooperarea intersectorială nu doar în termen de management de caz, dar cooperarea intersectorială în termen larg de protecție a copilului și protecția drepturilor copilului, absolut la toate nivelurile. De aceea, noi cel puțin ne-am asumat îndrăzneala și asta am discutat cu echipa de la UNICEF, să mergem în continuare să susținem și instruire pentru primari, pentru că, în afară de specialistul în protecția drepturilor copilului, de fapt, avem o serie de entități responsabile de protecția copilului, care nu sunt neapărat sau care nu fac neapărat parte din sistemul social. Primii chemați în acest sens sunt primarii și nu în ultimul rând va trebui adresată cu același pachet de instruire grupul de pedagogi, care este unul enorm, și nu în ultimul rând alți specialiști, de exemplu poliția. Astea fiind spuse, vă mulțumesc mult pentru cooperare, pentru acest efort comun și astăzi este pentru prima dată când mă simt că nu suntem noi singuri. Mulțumim! Mersi foarte mult! Un obiectiv al meu personal este că să facem așa că colegii noștri din prima linie să nu se simtă singuri, că de cel mai multe ori așa spuși pe cont propriu în fața multiplor probleme și nu primesc claritate, nu primesc instrumente și suport. Mersi foarte mult și vreau să utilizez această oportunitate să o felicit pe Mariana. Mariana a devenit membra Comitetului ONU pentru protecția drepturilor copilului, deci este o mare realizare și mândrie pentru țara noastră. Felicitări foarte mult! Acum aș vrea să-i ofer cuvântul colegii mele, Maha Damaj, care este reprezentantă de țara UNICEF, un partener cheie a Ministerului în cadrul acestei reforme. Maha, te rog mult. Mulțumesc! Dragi colegi, este o mare plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră. That's about it. The rest will be in English. Asta este tot, restul va fi în engleză. Știm cu toții că piatra de temelie a oricărui sistem sunt resursele umane. Îmbunătățirea abilităților, instruirile, pe lângă asta, instruirile aduc alte avantaje. Eficiență, eficacitate în toate aspectele. Și cel mai important, valoarea îmbunătățirii abilităților se reflectă în viețile beneficiarilor și viitorul copiilor care va fi mai bun, mai sigur. În ultimii ani a crescut numărul de familii și copii care au nevoie de sprijin și simțim nevoia de a avea o echipă pregătită pentru a oferi servicii persoanelor și copiilor în situații de risc din Moldova. UNICEF împreună cu Ministerul am reușit să creăm o serie de sesiuni de instruire pentru mai mulți lucrători din sistemul de asistență socială, dar asta nu este suficient, eforturile noastre trebuie să continue. Așadar, UNICEF sprijină instruirea a aproximativ 3.000 de profesioniști și Mariana a menționat acest număr împreună cu AVE Copii. Deci,
la nivel comunitar, împreună cu agențiile teritoriale de asistență socială și care include echipe multidisciplinare. Programul de instruire include cele mai importante subiecte care vor ajuta profesioniștii în viața lor de lucru, de zi cu zi. Pregătirea, protecția copilului, management de caz, abilități de comunicare și altele. De asemenea, explorăm împreună cu Ministerul Muncii elaborarea unei platforme de învățare, o platformă electronică pe care a menționat-o domnul ministru. Asta va promova dezvoltarea personalului în domeniul asistenței sociale. Și această platformă va fi disponibilă oricui din sistem în orice loc. Asta va asigura durabilitatea și creșterea oportunităților pentru îmbunătățirea abilităților celor din sistemul asistenței sociale, ceea ce va duce la un viitor mai luminos pentru copiii și familiile lor. Maha, într-adevăr, deci, efortul nostru în cadrul acestui laborator de învățare este ca noi să zburăm și să construim avionul în același timp. Deci, pe de o parte, mobilizăm aceste resurse de experiență din cadrul partenerilor pentru a oferi programe de formare profesională imediată pentru colegii noștri. Totodată, să ne asigurăm că ministerul și agențiile teritoriale preiau aceste competențe, noi creăm aceste rutine și procese pe intern pentru ca să avem capacitatea ca aceste investiții să nu fie în van. Mersi foarte mult. Acum aș vrea să dau cuvântul colegii noastre, Carina Nersesean, care este reprezentantă de țară a UNFP. Carina. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor! I'd like to aș vrea să încep prin a felicita domnul ministru și echipa cu reforma Restart. Și, într-adevăr, e nevoie de o întreagă echipă, de mulți oameni. Deci, noi cu toții suntem aici în spatele ministrului pentru a sprijini reforma și pentru a o duce mai departe. Voi fi concisă în intervenția mea, dar aș vrea să încep prin a-l cita pe domnul ministru. În discursul său, domnului a spus că trebuie să luptăm pentru a apăra și cred că aici suntem acum. Trebuie să luptăm pentru a apăra, trebuie să luptăm pentru a ne asigura că serviciile sunt echitabile și sunt pe deplin accesibile tuturor. De la copii pe care i-a menționat Maha, până la femei, refugiați, persoane cu dizabilități și pentru cei care sunt lăsați în urmă. Și această reformă demonstrează că guvernul se gândește la acest obiectiv. UNFPA este foarte mândră să fie alături de minister și să lucreze împreună cu ministerul și împreună cu alte agenții ONU, inclusiv cu programul alimentar mondial. Cu acesta am finalizat recent un program de instruire pentru lucrătorii sociali. Vreau să menționez că nu doar efortul agențiilor ONU este important, este important și efortul asistenților sociali, pentru că ei vor să se îmbunătățească. Și aș vrea să conchid prin a spune că suntem în continuare dedicați să susținem viziunea, nu doar ministerul, ci viziunea și fiecare persoană în parte care vrea să schimbe lucrurile în Moldova. Mulțumesc. Mersi mult, Carina. Acum aș vrea să-i dau cuvântul colegului nostru Bertrand Blanc, care se află aici. Vreau să ofer suficient timp pentru colegii cu camera să se poziționeze în cameră și colegii noastre care asigură interpretarea, deci să-și ia poziția. Deci noi am lucrat cu colegii de la UNHCR, ne-au ajutat foarte mult să putem face față și cu demnitate a crizei refugiaților din Republica Moldova. Apreciem foarte mult suportul și pe care îl primim din partea dumneavoastră. Bertrand, te rog să ia cuvântul.
Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Mă bucur foarte mult și mă bucur să fiu aici alături de toți prietenii din jurul acestei mese. UNHCR este un important partener al Ministerului Muncii, mai ales în criza refugiaților. Aș vrea să reiterez că UNHCR este recunoscător Moldovei, poporului moldovean și ministerului și tuturor lucrătorilor din prima linie care au lucrat în ultimii 2 ani, chiar și mai mult de 2 ani, în criza refugiaților. Suntem recunoscători pentru sprijinul acordat refugiaților. UNHCR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au un parteneriat solid și au avut un parteneriat solid în ultimii 2 ani în domeniul VBG, asistență numerar pentru refugiați, protecția copilului, protecția refugiaților. Noi suntem siguri că reforma Restart, pe care o tot promovați în ultimele luni, va include și refugiații și sunt sigur că vom oferi tot sprijinul necesar ministerului, domnului Buzu și colegilor din prima linie pentru a ne asigura că această reformă se încununează cu succes. Mulțumesc. Mulțumesc mult, dragă Bertrand. Acum o să ofer cuvântul domnului Stefan Mo, care este vicedirector de țară, care se află aici, a Programului Mondial pentru Alimentație. Și înainte ca să dumnealui să vorbească, vreau să recunosc un element foarte important pentru mine și pentru colegii noștri de la minister. În luna decembrie 2023, împreună cu câteva agenții ONU, agenția UNICEF, UNFPA, UNHCR, Programul Mondial pentru Alimentație, programul IOM, am putut pune împreună un pachet de suport financiar pentru colegii noștri din sistem. Deci toți acei 15.000 de colegi care lucrează în domeniul asistenței sociale au primit o plată unică datorită unui program la care noi am lucrat mai mult de jumătate de an. Am încercat să mobilizăm aceste resurse pentru a le oferi acest suport financiar, dar și să le semnalizăm că noi vedem și apreciem foarte mult munca importantă și dificilă pe care o fac. Vreau să precizez acest lucru și încă o dată să mulțumesc pentru deschiderea și colaborarea pe care am avut-o. Bro. Thank you. Mulțumesc, este o plăcere să fiu astăzi în fața dumneavoastră pentru a sărbători inaugurarea acestui laborator de învățare. Această inițiativă este un moment important în colaborarea noastră pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de protecție din Moldova. Prin a dezvolta un mediu de adaptare și învățare, sunt sigur că această inițiativă va avea un rol important în scalarea unor soluții eficiente în sistemul de protecție socială și va îmbunătăți viața celor care au nevoie. De asemenea, noi la PAM suntem conștienți că investițiile în dezvoltarea capacităților sunt esențiale pentru a avea niște impacte de durată. Și ați menționat că în parteneriat cu UNFPA, Programul Alimentar Mondial a sprijinit Ministerul pentru a oferi instruire pentru peste 5.000 de angajați în 44 de instituții sectoriale, atât la nivel central cât și la nivel regional, pentru persoanele din prima linie. De la înființarea biroului Programului Alimentar Mondial în Moldova, această agenție a fost un partener de încredere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cred eu, și a sprijinit domeniile prioritare ale protecției sociale. Pentru viitor,
Suntem gata să colaborăm cu partenerii și părțile interesate din Moldova pentru a sprijini reforma Restart și pentru a aduce aceste schimbări transformatoare. În concluzie, aș vrea să felicit Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru înființarea acestui laborator de învățare Restart și, în final, aș vrea să spun că trebuie să continuăm să învățăm unii de la alții. Mulțumesc! Mult. Acum ne poziționăm aici și vreau să-i ofer cuvântul Camelia Gheorghe, care este directoarea proiectului Date pentru Impact Moldova, un program cu care lucrăm împreună pentru a aduce cât mai aproape de realitate ideea de management al performanței. Foarte multe probleme din domeniul nostru sunt legate de deficiență de management de performanță și vreau să mulțumesc foarte mult pentru lucru pe care l-am avut și îl avem împreună pentru a fortifica acest aspect. Camelia, te rog. Stimate domnule ministru, stimată asistență și dragi colegi, din punctul meu de vedere, înființarea acestui laborator de învățare se subscrie excelent eforturilor Republicii Moldova de a se alinia standardelor europene în ceea ce privește învățarea pe parcursul întregii vieți. Proiectul Date pentru Impact, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, a promovat și a susținut încă de la început învățarea în sistemul de asistență socială prin multiple oportunități de învățare pe care le-a oferit, pornind de la cursurile de instruire în monitorizare, evaluare și utilizarea datelor pentru procesul decizional și continuând cu mentorat oferit colegilor din prima linie în mod regulat, dezvoltarea de materiale resursă, dezvoltarea de conținuturi digitale și mă bucur tare mult să aud de această platformă de e-learning care urmează să fie înființată în viitor. Deja avem o ofertă de asemenea conținuturi digitale care pot fi plasate pe această platformă în domeniul de care ne ocupăm noi. Schimb de experiență pe care l-am facilitat între raioane și cu țări membre ale Uniunii Europene, dar nu numai și nu în ultimul rând introducerea de module de monitorizare, evaluare și utilizare a datelor în curriculumul universitar a 4 universități și în curriculumul obligatoriu al tuturor colegilor tehnice care pregătesc pedagogi sociali și lucrători sociali. Acum, odată ce reforma Restart a demarat, învățarea a căpătat un avânt deosebit. Și, așa cum spunea domnul ministru, noi încercăm să sprijinim ministerul și colegii din teritoriu în introducerea unui sistem de management al performanței în asistența socială, care să conducă la un acces mai bun a populației vulnerabile la servicii sociale de calitate. Iar acest lucru nu poate fi făcut fără oameni, fără un personal care este suficient, este motivat și este bine calificat. Și din acest punct de vedere, deja am demarat o serie de instruiri în managementul performanței, precum și am sprijinit elaborarea unui set de indicatori de performanță împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu unitatea de management a reformei Restart care se află în cadrul Ministerului și cu feedback-ul agențiilor teritoriale de asistență socială. Actualmente cunoaștem care este situația de la care se pornește. Ministerul ulterior urmează să stabilească țintele, adică acolo unde se dorește să se ajungă și ulterior să faciliteze cu sprijinul nostru ședințe de analiză și examinarea datelor care să identifice practicile bune, să celebreze succesul, pentru că eu sunt sigură că va exista succes în acest domeniu și de asemenea să identifice domeniile în care există rămâneri în urmă și care trebuiesc îmbunătățite. Noi suntem tare onorați
majorați să acompaniem, să vă acompaniem pe acest traseu, la capătul căruia sperăm să existe o cultură organizațională, atât la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cât și la nivelul agențiilor teritoriale de asistență socială, a structurilor și serviciilor aferente, care să promoveze performanța, care să o susțină, care să o respecte și care să o valorizeze la maximum. Mulțumim! Mersi mult! Noi la Minister tot timpul încercăm să fim cât mai inclusivi posibil. Deci dacă nu interveneau colegii mei din comunicare, planul era ca toate 21 de organizații care sunt prezente aici să vorbească. În fapt, că, și cumva m-au convins cu greu că nu este fezabil acest lucru. Eu sunt sigur că colegii care au vorbit și din numele noastră și încă o dată vreau să apreciez contribuția și dedicația, deschiderea de care am beneficiat noi pe parcurs. Sunt sigur că urmează să beneficiem atât timp cât o să lucrăm împreună. Acum am să rog pe colega mea, Daniela, să cumva cheme colegii noștri să vină aici și să semneze acest angajament pentru susținerea acestui laborator de învățare Restart. Daniela, te rog. Primul semnatar este Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Alexei Buzu, după care urmează doamna Mariana Ianachevici, directoare AVE Copiii. Următorul semnatar este domnul Mihai Nani, director de țară Caritas Cehia. Îl invităm pe domnul Eduard Lucaci, director de țară Caritas Moldova. Urmează doamna Ludmila Ungureanu, directoare Changing the Way We Care. În continuare, o invităm pe doamna Tatiana Baltă, directoare Concordia Proiecte Sociale Moldova. Următoarea persoană este Eka Gvalia, manageră regională a Consiliului Norvegian pentru Refugiați. În continuare urmează doamna Tatiana Harbur, reprezentanta Asociației Copil Comunitate Familie. O invităm pe doamna Maha Damaj, reprezentantă de țară a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF. În continuare, va semna angajamentul doamna Karina Nercesean, reprezentantă de țară a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA. Urmează doamna Elena Ajder, directoarea Fundației Fides. Următoarea semnatară este doamna Daniela Vidaicu, directoare executivă a Fundației Soros Moldova.
În continuare o invităm pe doamna Tamara Dașan, directoare Home Care. Următorul semnatar este domnul Bertrand Blanc, reprezentant de țara în Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite, UNHCR. Urmează doamna Ludmila Malcoci, directoare Keystone Moldova. Urmează domnul Lars Lönnbach, șef al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație. În continuare o invităm pe doamna Violina Lavric, reprezentantă a Organizației Parteneriate pentru Fiecare Copil. În continuare, îl invităm pe domnul Guillermo Linas, director de țară People in Need. Următorul semnatar este domnul Stefan Meo, vicedirector de țară al Programului Alimentar Mondial, World Food Program. În continuare, o invităm pe doamna Camelia Gheorghe, directoare a proiectului Date pentru Impact Moldova, Data for Impact. Următorul semnatar este domnul Paul Donnelly, reprezentant Social Protection Technical Assistance Advice and Resources Facility. Și ultima organizație, dar nu cea din urmă, este Terre des Hommes, reprezentată de doamna Elena Madan, directoarea. Mersi foarte mult încă o dată. Dacă sunt anumite întrebări, dacă nu, rugămintea mea este să facem o poză de grup, să ne amintim cu mândrie de această zi foarte importantă. Vreau încă o dată să închei prin faptul că apreciez foarte mult lupta pe care o duc colegii noștri din prima linie. În Republica Moldova, în continuare, sunt probleme extrem de complicate, sărăcia copiilor, violența, abandonul. Pentru a putea face cu succes fața acestor probleme, noi avem nevoie de o bestie. Da? Inclusiv prin acest laborator de învățare Restart, punem umărul să construim această bestie care poate să facă față acestor probleme. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult!